La mulți ani în România, la mulți ani în români. Începem manifestările dedicate Zilei Naționale a României cu intonarea imnului de stat al României. Interpretează Maria Brezean. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soare, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Și că la noastre piepturi păstrăm cu falul nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strălepoți, ai voștri strălepoți. Brațele armate, cu focul vostru-n vine, viață, libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza libertate și scopul e prea sfânt, și scopul e prea sfânt. Murim mai bine în lupta cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Murim mai bine în lupta cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. La mulți ani! Stimați câmpineni, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a fi împreună la sărbătorirea Zilei Naționale a României, acum când toată țara se gândește la Marea Unire din 1918. Mulțumesc părintelui protoiereu Grigore Melnic și preoților ortodoxi pentru participare. Mulțumesc de asemenea jandarmilor, pompierilor militari, elevilor de la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, Poliției Municipiului, foștilor primari, cetățeni de onoare, cadrelor militare în rezervă și în retragere, consilierilor județeni și locali, cadrelor didactice și elevilor prezenți la acest eveniment patriotic. Sărbătoarea de astăzi are loc în contextul sărbătoririi centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români, veniți din toate colțurile Ardealului și Banatului, a adoptat o rezoluție în care este atestată unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat
cu România. Politicianul Vasile Goldiș a citit rezoluția Unirii. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea proclamă îndeoseb dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre. Vor reveni în matca firească, în mijlocul României, de acolo de unde au fost mulși de vitregia istoriei. Câmpinenii s-au alăturat eforturilor de celebrare a Marii Uniri, încă din 2015, când municipiul Câmpina s-a înfrățit cu orașul Cimișlia din Basarabia. Cooperarea între cele două localități a evoluat foarte bine în domeniul cultural, educativ, administrativ, iar ieri s-a semnat înțelegerea de cooperare cu încă o localitate din Republica Moldova, municipiul Cahul. Cele două localități sunt legate și de personalitatea lui Bogdan Petriceicu Hajdău, savantul începându-și cariera de judecător la tribunalul Cahul și petrecându-și ultimii ani de viață la Câmpina, mulțumit pentru sprijinul acordat pentru înfrățire clubului Rotary. La zi de sărbătoare, cu cele mai alese gânduri, adresez tuturor românilor, tuturor cetățenilor municipiului Câmpina, sincere urări de bine, coeziune, realizarea proiectelor comune, sănătate și împliniri. La mulți ani români, la mulți ani câmpineni, la mulți ani România! Domnul Mândru, vrea să ne spună câteva cuvinte. Stimate domnule primar, onorată asistență, fraților, din numele domnului primar de Cahul, Nicolae Dandiș, din numele consilierilor municipali Cahul, din numele tuturor românilor din Basarabia, vă aduc sincere, ne aducem sincere felicitări cu această zi măreață, Ziua Națională a României, Ziua Națională a Românilor. A fi român e a fi o cinste, a fi demn, a fi patriot. Thank you.
comuna a partidului Mișcarea Populară.